Crezi că este un lucru bun că se întâmplă adaptările de la unul la dintr-un mediu în altul? Nu contează din ce direcție, unde este izvorul și unde este gura de vărsare, știi? Da. Crezi că e bine? Da sau ba, știi? Da. Sucre, bagă tu primul. Pentru mine este bine, mi-aduc aminte când am văzut acum 3 ani jumate în cinema, parcă într-o lună de februarie stăteam pe un scaun la noi la cinema în Timișoara și văzusem prima parte din 50 Shades of Grey. Ok. După cartea mea preferată. Bineînțeles. Ca să spun sincer, cred că e bine, numai e o problemă și la public. Mi-aduc aminte când am început eu să citesc de Stephen King, okay, și am sărit repede după ce terminam cartea să caut filmul sau miniseria. Corect. Sau serialul, da. Pentru că el are foarte multe, ca morții de Stephen King. Tommy Knockers, tot felul de chestii de-astea. Shawshank Redemption, Green Mile, o grămadă. Dar nu, eu vorbesc de filme, are foarte multe televiziune. Am spus, eu am văzut... Are foarte multe miniserii, gen exact. Film de 7 ore, da, împărțit în două. Da, mă rog. Da. Și pentru mine era interesant să pun o față personajului din carte. În afară de aia pe care mi-o imaginam eu. Da. Întotdeauna existau minusuri și întotdeauna o să existe, dar oamenii, de astăzi cred că este o problemă și la public, că oamenii nu înțeleg, cartea este un mediu. Dacă crezi că te mulțumește mai mult cartea, citește doar cartea și nu aștepta să fii satisfăcut la maxim de un film de o oră jumate ca Dark Tower. Care a încercat să bage 8 cărți într-un film. Corect. Deci cred că are un loc filmul sau adaptare după ceva, are un loc pe piață și are un sens, dar în același timp trebuie reglat un pic și la public, la ce-și dorește publicul sau cum vede publicul. La așteptări, zici mai ales, nu? Da, așteptări, dar în același timp și studiourile sau toată mașinăria asta trebuie reglat și acolo ce doresc să ofere. Cam atât.